Dacă ești Vanatilo, acuzat că intenționa să confecționeze un dispozitiv exploziv improvizat pe care să-l detoneze în public ieri, la manifestările de Ziua Națională organizate la Târgu Secuiesc, județul Covasna, a fost arestat. Bărbatul urma să ascundă bomba artizanală într-un coș de gunoi aflat pe traseul paradei de 1 decembrie, după care ar fi detonat-o de la distanță printr-un simplu apel telefonic. Se arată în referatul de propunere de arestare al procurorilor. Curtea de apel București a admis ieri propunerea procurorilor Direcției de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism și a dispus arestarea preventivă a lui Becca István Attila pentru 30 de zile.